Pare, protagoniștii următorului filmuleț sunt Cezar și Nicol, doi oameni care s-au găsit și s-au plăcut. Ce au făcut cei doi în casa Rămân cu tine? O să vedem chiar acum, fără perdea. Îmi place foarte mult fata asta și n-am mai simțit așa ceva de, nu știu, poate jumate de an, cam așa, și văd femei zilnic, dar nu m-a făcut nimeni să simt nimic până la ea. Chiar erai singura de care nu puteam dezlipi ochii. M-a emoționat foarte tare. Am simțit ceva spiritual în tine, pe care nu am mai simțit la niciun bărbat până acum. Chiar auzisem că ești o tipă dificilă, să zicem. Cine ți-a zis? E, se aude, hai, șoptesc spune. Păsărelele. Da. Și chiar îmi plac lucrurile complicate, de asta am o viață complicată, aș putea spune, din anumite puncte de vedere. Sunt puțin ieșit din sfera normalului și mereu am făcut pe plac altora și să mă fac plăcut, însă mi-am dat seama că mă simțeam eu rău pe dinăuntru și simțeam că îmi sunt infidel mie. Și atunci am început să fiu autentic și să-mi dau natural voie să fiu eu însumi. Simt și acum ceva foarte puternic. Și este o persoană specială, într-adevăr. Când ai început să-ți dai seama că începi să fii natural și să fii tu? După o depresie foarte lungă. Serios? Care a durat 16 luni și care s-a terminat în momentul în care voiam să mă arunc de pe balcon. Vorbești serios? Da. Și de acolo a început dezvoltarea personală, să zic. A trăit multe lucruri pe care le-am trăit și eu, adică aceleași stări și are o poveste asemănătoare cu ce am trăit eu și asta m-a impresionat foarte mult. Am avut o perioadă foarte tristă în care tot așa eram la fel ca tine și aveam aceleași gânduri ca ale tale. Efectiv, nu mai aveam niciun scop în viață. Acel ceva, o energie aparte, m-a făcut să uit de vârstă, de faptul că nu este mai înalt ca mine, de faptul că are păr mai lung și mie îmi plăceau părul mai scurt. Care e gradul tău de deschidere? Să zicem, de la 1 la 10, cât cred de deschisă că spre 10 crezi? Chiar. Spre 10? Ai sărit cu parașuta? Nu, dar chiar vreau. Și eu. Deci o să sărim cu parașuta. Asta este un vis de al meu de vreo 3-4 ani. Dar efectiv nu am reușit să ajung. Cum ai reacționa să te întâlnești cu cineva și să-ți placă foarte mult? Atracția e reciprocă, că și lui îi place foarte mult de tine, da. Dar afli, de exemplu, că are iubită. Păi îți dai seama că atunci n-ar mai avea rost să mai continui. Deci ești genul de persoană care își dorește o singură persoană care să fie pentru el și nu ești deschisă către lucruri de gen poliamorie? Păi, acum, sincer, ție ți-ar plăcea o femeie, să stai cu o femeie care știi care e iubit? Ok, tocmai despre asta este vorba. Păi, unii au pe cineva, alții nu au pe cineva, alții vor să fie cu cineva. Și persoane care caută, practic, lucruri noi, dar care au pe cineva. Cum este cazul meu. Eu am o iubită, okay, de exemplu. Da. Și amândoi suntem poliamorici. Mi-a scăzut puțin moralul, să zic așa, atunci când i-am văzut dezamăgirea din ochi. A fost șocul ăla când i-am spus că am iubită și practic am văzut-o cum mi se lăcrimează ochii și simțeam așa, cumva îmi părea rău. Practic ne împărțim timpul și cu alte persoane atunci, okay, când simțim asta. Dar nu e o, okay, fugă din aceea disperată de a cunoaște oameni noi și de a integra în viața noastră, ci pur și simplu lăsăm lucrurile să se întâmple. Chiar mă simt mândru că sunt eu însumi, chiar dacă nu obțin absolut orice îmi doresc în fiecare moment. Știu că e probabil șoc să auzi un astfel de lucruri, cred că e nu, singurul... Nu, este șoc. Nu? Nu. Ok, ai mai întâlnit persoane de genul? Da. Okay. Dar nu să am ceva cu ele. Adică am strict amiciție. Ok. Stând de vorbă cu el, mi-am dat seama că am foarte multe de învățat de la o persoană așa. Și poți chiar trăi anumite experiențe pe care nu le-ai mai făcut, le poți trăi cu el. Deci putem sări cu parașuta. Da, putem sări cu parașuta, adică nu e nicio problemă. Ok, și bungee jumping exact, putem să facem. Eu nu-mi doresc neapărat ceva sexual.
Eu am spus din start, vin la emisiunea asta să cunosc o persoană, dacă o să-mi placă atât de mult încât să mă duc pe toate direcțiile cu ea, foarte bine. Da. Dacă nu și există limite, atunci facem ceea ce se poate. Chiar sunt bucuros pe dinăuntru. O parte din mine cumva refuză să accepte că lucrurile nu sunt în cea mai roz ipostază, dar pe de altă parte înțeleg, asta e rezultatul asumării mele. Mi-ar plăcea să te cunosc mai bine. În ce sens? Nu știu, în toate sensurile care se poate. Dar chiar mi-ar plăcea să nu fie asta ultima dată când te văd. Pentru că ai ceva care îmi place. Nu știu, e acel ceva pe care nu poți să-l descrii, despre și care eu simt la fel. Îl simți și nu poți să reproduci în cuvinte. Aș fi dispusă să te cunosc mai mult, fără nicio... Fără nicio așteptare. Așteptare, exact. Exact. Da. Momentan, rămânem doar la stadiul de cunoaștere. Și după aceea... Ce mai vrea Dumnezeu? Interesant!